Vreau să fac declarații că sunt în afară de cunoașterea artei în sine. Sunt un admirator ca Carlton și arta trezește anumite gânduri și sentimente. Amicătezul spunea că vede idei. Eu cred că pictorul Popa vede în aceste tablou niște idei. Am încercat să fac un comentariu și atunci următorul lucru. Domnul Cătălin sau Cătălin Popa este un făt frumos. Este un ultim făt frumos care a plecat dintr-un sat românesc, a plecat în lume, a înfruntat necunoscutul, n-a avut balauri, n-a avut, vorba aia, ghionoaie și mai știu eu cum, a avut răutatea, indiferența și mai ales dorința de supraviețuire a românului care nu este cunoscut de nimeni și duce într-o țară străină și vrea să-și câștige existența, în primul rând, ca să poată trăi, să se cultive, pentru că a urmat și niște studii în Spania, și mai ales să se impună, să spună punctul de vedere. Este un încrâncenat, în sensul cel mai frumos al cuvântului, cel poate nervos al cuvântului, care încearcă să dea glas unor, după mine, unor cuvinte simbolice. Geneza, Dumnezeu, Cumban, sindromul Ulisei și așa mai departe. Deci este omul care vrea să facă o altă prezentare a unei realități pe care dumnealui o vede. Aș vrea să, pe scurt, pentru că și mie n-am fost decât 44 de ani profesor și mie îmi place să nu plictisesc lumea și invers, să nu plictisească lumea. Deci, pe scurt, acele indicații care sunt sub tablou, eu le-am cunoscut ca niște indicații ca la turism, unde poți să mergi, să le urmezi și să ajungi la țintă, sau dacă nu le urmezi, să dai cunoaște într-o prăpastă sau să te rătăcești. Părerea mea este că ei sunt foarte buni. În altă ordine de idei, eu cred că domnul Popa are ceva de spus. Eu cred că poate să spună și va spune. Mă întâlnesc data viitoare cu următoarea expoziție la care mă cheamă, pentru că eu l-am invitat la Roșu, unde avem o asociație culturală de genitre, și unde din lui spune că s-a simțit bine. Dacă spune, dacă nu, e treaba de lui. Despre mine, câteva cuvinte. În 2010, în urma unui concurs, mi s-a tradus în limba spaniolă o carte care se numește Securiști au fost extraterestre. Aceasta este cartea. Acolo l-am cunoscut pe acest stimat, simpatic domn și am rămas amici de conversație pe net. Așa cum am amici, prieteni, bunici, nepoți și nașii, oameni cu care vorbesc de 3-4-5 ani, pe care nu-i cunosc personal, nu le-am să mână, dar cu care discut la orice oră din zi și de noapte. După ce am plecat în cine ar dori să mai afle și altceva despre domnul Popa, am în urma expoziției în Spania, unde am lansat și a doua carte, Aventură în țara Don Quixote, care este traducerea unei cărți numite Ole, Ole, unde mi-am băgat picioarele, în Marea Mediterană. Și acolo vorbesc și despre domnul și despre Asociația Culturală în Iramar, care este alt institut cultural frumos. Mai departe, cărți și romane, prozi și câteva mii de pagini într-un volum dulce cu bucurină și este o selecție, când văd 10 volume de poezii, de volume în proză. Și ultima mea vorbătură, a vrut să se numească la început Grețuri născute prin incest cu viața. Domnii mei copii au zis că e prea dur și mi-au botezat cartea Delicatețul Contemporan. Pornind de la grețurile pe care sunt sigur că de undeva încerc să le ascund legate de ceea ce vorbesc în această carte, domnul Cătălin Popa a făcut coperta și a spus că împotriva grețurilor sunt aceste lămâni care mai taie din greața respectivă.